Doamnelor și domnilor, vine informație importantă și de la meteorologi cu privire la valul de caniculă care sufocă România. Meteorologii au transmis o avertizare pentru toată țara valabilă până duminică. În unele zone, temperaturile se vor apropia de 40 de grade. Alina Șerban, meteorolog în direct cu noi, vă mulțumesc pentru intervenție, doamna Șerban. Dați-ne detaliile pentru aceste zile de foc. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Vorbim de o masă de aer cald care se va extinde și se va intensifica în aproape toată țara pe parcursul acestor zile, începând de astăzi până duminică, astfel încât va determina vreme călduroasă și cu disconfort termic accentuat în orele amiezilor, în jumătatea de sud a țării și pe arii mai restrânse în restul teritoriului. Astfel, temperaturile maxime se vor situa frecvent între 32 și 34 de grade, mai ridicate spre 35-37 de grade pe parcursul zilei de astăzi, local în sud și în est, mâine și sâmbătă, pe arii restrânse în sud, iar duminică în toate zonele de câmpie și de podiș. Deci astăzi ar fi mai cald, cu temperaturi maxime de 35-37 de grade în sud. Mâine și poimine, vineri și sâmbătă, o ușoară răcorire, dar valul de aer cald persistă și determină vreme călduroasă și duminică tot mai cald. În același timp și temperaturile minime se vor situa local în jurul la 20 de grade, acest lucru însemnând nopți tropicale, mai ales în câmpia română, pe litoral și în dealurile de vest. În zona capitalei, la fel, vreme călduroasă, cu disconfort termic accentuat după amiața, când indicele temperatură umezală va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Astăzi ne așteptăm la o maximă în capitală de 35-36 de grade, iar în zilele următoare, vineri, sâmbătă, duminică, undeva la 33-35 de grade. Avis tuturor celor cu probleme de sănătate care pot fi afectați de caniculă. Mulțumesc!